Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la interviul de 10, într-o manieră atipică. Astăzi o să vă explicăm imediat și de ce și ce impact are asta asupra minților noastre. E foarte important. Adică sunt acasă la mine, asta se vede în momentul acesta. Și o să și discut un pic situația aceasta. Invitatul meu de astăzi este un om de la care eu am de învățat, nu numai eu, dar cred că foarte multă lume din România sau din ce în ce mai multă lume din România, pentru că ne-a oferit un instrument. Ne-a oferit instrumentul analizei asupra proprii minți și mai ales asupra emoțiilor noastre. Pentru mine, momentul în care l-am cunoscut audio, că așa s-a întâmplat pe Paul Olteanu, a fost un fel de revelație, pentru că am început să-mi explic niște stări ale minții și ale corpului meu, după care am început să-l urmăresc. Aflu astăzi, la câțiva în distanță, că între timp două milioane de persoane s-au hotărât să-l asculte cel puțin audio, dar sunt alte zeci de mii care i-au urmărit trainingurile, cum se numesc, și care îl consideră un profesor sau un îndrumător în ceea ce se numește, și aici va trebui să citesc, că e un pic mai complicat, dar este trainer și coach specializat în neuroștiință, psihologie și comunicare. Acesta este invitatul meu, Paul Olteanu. Pe simplu, sau foarte simplu, Paul, salut, bine te-am găsit. Salutare, Cătălin, mulțumesc tare mult și pentru introducerea asta foarte generoasă și mai ales pentru invitație. Eu mă bucur să te cunosc și așa pentru Și că... video. Și video, da. Mie oamenii îmi povesteau, știi, oameni care au fost la cursurile tale, mi-au zis, băi, este ceva fantastic, niciodată în viața mea, nu am auzit pe cineva povestindu-mi lucrurile acestea despre minte, despre cum funcționăm, și nimeni nu mi-a dat uh, ghidaje pentru ceea ce am de făcut în viață în domeniul ăsta, deși lucrurile ar fi trebuit să fie, să fie de bun simț multe dintre ele. Dacă ar fi să te prezinți mai simplu, Paul, decât am făcut-o eu, cum mai cum spune că ești? Eu cred că, într-un cuvânt, vocația mea e asta cu teaching-ul cred că de când eram copil să observa lucrul ăsta la mine, pentru că în momentul în care mă pasiona ceva și săpam în subiectul la mai adânc, îmi venea foarte natural și îmi făcea plăcere să dau mai departe informația, să povestesc și pentru mine atât practica asta de training, care în esență înseamnă a preda niște informații sau abilități cu precădere într-un cadru din ăsta corporei, diferența între a preda la catedră sau a preda în training e mai degrabă de mediu, cât și ce facem în podcast, în Mind Architect, e foarte mult despre asta, despre a lua informații care sunt relevante pentru oameni și pe care noi le-am testat prima dată pe noi. Aproape tot ce povestesc în podcast am distilat mai întâi prin propria experiență și după aia a le povesti altora cât se poate de simplu și de aplicabil ca să și îmbunătățească viața acolo unde simt ei că contează, ori acasă, ori la birou. Și în linie cu ce spuneai, Cătălin, mă bucur foarte tare și de contextul interviului nostru și în general de tracțiunea pe care informațiile astea au prins-o, pentru că, vezi, noi ne naștem fără manual de utilizare la cea mai importantă aparatură cu care operăm în fiecare zi și anume la cum funcționează creierul nostru. Noi avem manuale de utilizare pentru telefon, pentru laptop, pentru, nu știu, roboțelul care aspiră, dar nu avem un mic îndrumar acolo, măcar regulile principale legate de propriul creier. Și eu chiar cred că suntem norocoși, că trăim într-o perioadă în istoria omenirii în care informația asta unui disponibilă, adică chiar există cercetări care poate să ne dea niște idei destul de clare despre ce ne ajută, ce ne încurcă, și în zona asta de parenting și în comunicare și așa mai departe, și doi, că iată pot fi disponibile în limba fiecărora dintre noi, chiar și în română, și gratis. Asta e, mi se pare că e privilegiu nostru. Hai să începem de la contextul ăsta atipic, să spunem că înregistrăm... Noi, într-o duminică, exact. pentru că tu ai un program care este ocupat pe un an înainte. da. Eu registrez de acasă pentru că și la mine colegii muncesc foarte mult și am zis astăzi să nu mai chemăm echipă la muncă pentru un interviu, dar mm -hmm. având tot ce ne trebuie acasă. Dar faptul ăsta că ne-am dus o bucată din viața profesională în casă, asta mm -hmm. e de bine sau de rău? Cred că depinde cum ne uităm. Are, pe, în ce mă privește o să răspund mai întâi cum spunea Camil Petrescu. Așa, eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi. Pentru mine a fost mai mult un plus decât un minus pentru că mi-a eliberat destul de mult timp pe care îl petreceam în trafic și în tot felul de alte contexte, întâlniri care nu aveau sens live și pe care le făceam live că na, nu găseam altă rimă. Unde e o parte periculoasă, dacă e să mă refer la cum funcționează creierul nostru, este că eu, cel puțin în rândul companiilor care lucrez, aud de foarte mulți oameni care nu mai pot să facă separarea asta între muncă și viața de după muncă, pentru că creierul nostru funcționează foarte tare cu declanșatori care produc rutine automate. 90% sau mai bine de 90% din procesele noastre psihice se întâmplă automat, reflexiv, inconștient. Și problema e că dacă când ne duceam la birou, când eram în spațiul la fizic munceam și când plecam fizic de acolo ne resoftam cumva până acasă. Începeam să ne focalizăm pe alte lucruri, mediul de acasă ne invita la alte lucruri. Acum când mediile astea au început foarte tare să contopească, riscul e să nu te mai poți deconecta. Și din păcate, poate chiar avem ocazia să vorbim în conversația de azi, noi nu prea am evoluat bine pentru stres cronic, Organismul nostru nu e capabil să metabolizeze șah continuu, să stăm permanent turați cu nivelul de hormon de stres ridicat și uh, cred că aici există niște potențiale probleme. Tocmai de asta mi se pare important să vorbim oamenilor despre cum funcționează creierul și mintea lor, ca să înțeleagă că orice lucru pe care îl repet suficient de mult timp, care fie aduce plăcere, fie evită durere, creierul nostru are inclinația să-l transforme în comportament reflex. Și uite, dau un exemplu foarte simplu pentru cei care ne privesc sau ne ascultă. Dacă eu, când eram la birou și trăiam stres, na, ieșeam poate, mă duceam până jos la cafe, cafetărie sau ce aveam să iau o cafea sau poate mă duceam un pic pe balcon, pentru fumător poate ieșeau să fumeze. Acum, acasă, ceva ce e foarte prezent e că mulți oameni se reglează emoțional mâncând. E o, e o, chestie super simplă și explicabilă. În momentul în care trăim stres, la noi crește nivelul a doi hormoni de stres, cortizol și adrenalină, care dau agitație interioară, dau o formă de tensiune sau agitație interioară pe care noi psihologic o resimțim câteodată drept frică, anxietate, agitație, zona asta. E, e o relație invers proporțională între cortizol, adrenalină și dopamină. Dopamina e un hormon care se mobilizează în momentul în care creierul nostru vede mediu lucruri bune pentru supraviețuire, cum ar fi o cafeluță sau cum ar fi o, un lucru de mâncat. Și atunci când simțim stres, dacă suntem acasă, cel mai simplu mod să te reglezi emoțional e să mănânci. Lucru pe care dacă îl faci odată de două ori, de trei ori, nu e o problemă. Dar beleaua e că structurile astea subcorticale mai primitive pe care noi în podcast în MindArchitect le numim elefant și pe astea moderne le numim călăreț, astea cu discernământ și inhibiție. Elefantul, când, dacă odată de două ori, de trei ori, când trăiam stres, m-am dus la frigider și am mâncat ceva sau am luat niște pufule sau o ciocolată, automatizează procesul ăsta. Și cum apare tensiune, nu mai e un gând conștient. că am întins mâna după ceva de mâncat sau de băut. Apropo de riscul pe care îl avem dacă lucrăm din mediul în care și trăim, în care apar alte reflexe, alte obiceiuri. Vedeți, acesta e un mic exemplu, dacă pot să spun așa, de ce îmi place mie de Paul Olteanu. Da? Pentru că mi-a explicat cu ceva ce am întâlnit în propria viață, Uh, un, lucru la care, da, un lucru la care te gândești uh, uh, mult mai greu sau care, mă rog, uh, a necesitat uh, ani de muncă pentru unii oameni ca să ajungă la esența acestei uh -huh. explicații. Da. Și uh, de asta vă și recomand uh, Mind Architect, adică acolo găsiți exemplificări și rezolvări, că asta e ideea, nu? Uh -huh. Până la urmă, niște rezolvări mici pentru situația asta. Dă chiar, dă-ne un pont acum, că știu că îți iau din treaba păi... din mai dar dă-ne un pont. Cu mare drag, cu mare drag. Uh, specific la problema asta, ideea e să înțelegem cum arată arhitectura unui obicei și să conștientizăm că la noi, undeva spre 90% din ce trăim cotidian, pe măsuratele sunt obiceiuri automatizate. Obiceiurile au următoare arhitectură. În prima dată trebuie să apară un declanșator. declanșator în cazul ăsta poate să fie sentimentul de... Faptul că am mail -uri văd din box plin. Acasă e plin de mail și apare, apar cortizol adrenalină, apare agitație. Apare după aia un craving, o poftă sau o răvnire și răvnirea aia e să mă liniștesc. După care apare rutina pe care o pui în mișcare. Rutina, în cazul meu, eu fiind mare fan cafea, e să beau cafea, de exemplu, și mă observ la birou. Mă observ făcând chestia asta. Îmi fac una când ajung la birou să intru într-o stare, după care când dacă am o zi tensionată mai fac încă una, încă una apare rutina și pasul 4 care instalează obiceiul e recompensa. Am consumat, mi-a crescut nivelul de dopamină, mi-a scăzut nivelul de stres. Și dacă chestia asta se repetă, după aia povestea e următoarea. Apare declanșatorul, respectiv starea aia de stres din cauza mailurilor, apare comportamentul reflex în timp mâna după cafea sau după biscuiți sau după ceva. Și acum, care poate să fie utilitatea practică a informației este? În primul rând să avem mare grijă ce automatizăm. Adică e mult mai ușor să nu instalezi un obicei nasol decât să-l suprascrii după aia. Dar dacă totuși l-am instalat, că sunt mulți oameni care, iată, poate că fără să vreau, au ajuns să aibă rutine sau obiceiuri care le fac rău, ce poți să faci? E, e foarte complicat să anulezi un obicei. Este un aspect care ține de cum funcționează creierul nostru. Creierul nostru nu prea uită lucruri, dar poate să suprascrie. Și atunci, dacă eu mă normal întindeam mâna după cola sau după, nu știu, cafea sau după biscuiți sau lucruri care nu îmi fac neapărat bine, pot să înlocuiesc lucrul pe care îl consum cu ceva mult mai sănătos, cum ar fi ceai sau cum ar fi cafea cu lapte de orez dacă am intoleranță la lactoză. Deci să păstrez declanșatorul și rutina că să mă opun va presupune un consum de energie foarte mare și să înlocuiesc, ce consum cu ceva, de la ceva care îmi face rău la ceva ce îmi face potențial bine, cum ar fi de pildă să consum niște apă. Dacă îmi permiți o glumă, Te ă, rog. asta, să știți că cu Paul Olteanu cred că puteți și slăbi dacă vă gândiți un pic la la tocmai ce ați <laughs> spus. Cred că e. Ai mâncat pâinea nutriționiștilor, Paul, pentru că multe lucruri Știi se întâmplă. Ce? Între... Da, și mă bucur că, uite, eu chiar cunosc niște nutriționiști care integrează genul ăsta de abordare, pentru că un lucru foarte, foarte important în procesele astea de transformare personală, când vrei să schimbi ceva la cum trăiești, e să înțelegem că noi literalmente avem un creier care are două minți, două sisteme cognitive e un om care în 2002 a luat premiul Nobel pentru economie, cu descoperirea asta nu e părerea mea în niciun fel. Kahneman, Daniel Kahneman, care psiholog fiind a luat premiul Nobel pentru economie studiind decision making, cum luăm noi decizii, a spus așa că avem sistemul 1, care e dat de structurile astea primitive, subcorticale, pe care noi în Mind l-am uh, numit elefant, și metafora asta cu elefantul și cu călărețul e a unui alt psiholog pe care îl cheamă Jonathan Haidt. Eu vreau să dau creditele autorilor de drept. Și elefantul ce face e că funcționează pe pilot automat, rutine, obiceiuri, automatisme emoționale, comportamentale, cognitive. Iar peste structura asta primitivă pe care noi o avem în comun cu toate mamiferele și care e matură până la 15 ani, ne naștem cu ea funcțională și se maturizează până la 15, a apărut ultima structură, neocortexul nostru, care e cea mai mare parte din volumetric, din capul nostru, care se maturizează până spre 25 de ani. Și asta e capabilă de discernământ, autocontrol, inhibiție de la fizică. Motivul pentru care un copil nu mai face pe el de la o vârstă încolo e că poate să-și inhibe funcțiile fiziologice până când în viața adultă. Oamenii care își antrenează călărețul sau neocortexul sunt capabili și de inhibiție emoțională sau psihică, să-ți controlezi gândurile sau să poți să-ți controlezi emoțiile. Când trăiești frică, de exemplu, anxietatea înainte de un discurs public, să poți să te liniștești și să livrezi totuși. Și foarte util pentru mine și pentru noi în Mind Architect, misiunea cam asta e, să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă vietățile astea două, elefantul respectiv călărețul, și cum înțelegându-i mai bine, poți să trăiești mai conștient. Că adică să-ți dai seama, băi, mie îmi place cafeaua, dar ia să văd eu cum pot să fac să, să, nu instalez un obicei nasol, să consum asta tot timpul de natură, să nu mai dorm. Am Sau... Yeah. Ambiția acestor interviuri pe care le, le fac în aceste zile de pandemie este să transleze de la aceste probleme individuale pe care ni le-ai descris mm -hmm. la ce înseamnă societate. Și aici, din ceea ce îmi povestești tu, este următorul lucru: că și o societate, pe baza creierilor noastre, are anumite automatisme care au fost oprite brusc, aceste automatisme, cu un șoc violent. Adică viața se petrece cu totul și cu totul altfel în momentul acesta. Ce se întâmplă la nivelul unei comunități, din punctul tău de vedere, că, sigur, intrăm aici în alte discipline, dar aici e și o părere cetățenească, dar ce se întâmplă la nivelul unei comunități în momentul în care viața obișnuită se oprește uh -huh. brusc și-și caută alt curs? Mie mi se pare foarte importantă perspectiva asta de a înțelege că uh automatismele sau că sistemele astea decizionale, cum se aplică individual, cum eu am un călăresc și un elefant, toi un călăresc și un elefant, se aplică și în societate. Și apropo de ce a adus pandemia în viața noastră, aș începe cu lucrul cel mai important pe care noi îl și neglijăm destul de mult, ne uităm la el ca la bonus, când de fapt e o nevoie centrală pentru mamifere și anume conexiunea socială. Pentru creierul mamiferelor, deci subliniez, nici nu trebuie să fiu om, Trebuie să fii mamifer. Dacă ești în grup, ești în siguranță. Apare mai mult confort, apare neurochimic secretă oxitocină și scad nivelurile astea de cortizol și adrenalină, de hormon de stres. Sunt cercetări, de pildă, făcute în triburi, în care oamenii uh, trăiesc mult mai la firul ierbii, fără tehnologie, fără uh, viață modernă și au studiat, de pildă, dacă izolează un membru al tribului apar în timpul somnului mult mai multe microtreziri, care arată vigilență și nivel de stres crescut. Deci, sintetizând, dacă ești mamifer și ești în grup, ești în siguranță, dacă ești mamifer și ești singur, ești mort. Creierul nostru așa percepe asta. Mai mult decât atât, deconectarea socială măsurată cu remeneuri în cap, în momentul în care oamenii se simt singuri și subliniez verbul, se simt singuri, nu trebuie să fie fizic, trebuie să aibă sentimentul că sunt singuri, să aprind aceleași regiuni ca atunci când trăiesc durere fizică. În speță cortexul insular și mai e o regiune care se cheamă anterior cingulate cortex. Deci amprenta neuronală a deconectării sociale e similară cu a trei durere fizică. Mai vin cu un argument care e longitudinal. În 1938 s-a pornit un studiu care s-a numit inițial The Harvard Men Study, că la momentul ăla numai bărbații erau primiți la Harvard din păcate, și acum se cheamă The Harvard Study of Adult Development, care e cel mai lung studiu longitudinal din istoria omenirii, în care oamenii ăștia au încercat să studieze care sunt lucrurile care contează cu adevărat când vine vorba de satisfacție cu privire la propria viață vieți înfloritoare. Și au descoperit, și pe mine m-a uimit rezultatul într-un fel, că e un singur lucru care corelează semnificativ pentru toți oamenii studiați cu sentimentul ăsta de well-being și calitate crescută cu privire la propria viață, sentimentul subiectiv. Eu am zis că e sănătatea, apropo de pandemie. Eu când care? Am... Calitatea relațiilor pe care le avem cu familia, cu prietenii și cu comunitate. Asta e cel mai este, important lucru? Este cel mai important lucru. reieșit dintr-o cercetare mamut, pornită în 1938, care încă se desfășoară mulți din cei care au intrat original în cercetare, și GFK a fost în prima, primul grup de oameni studiați. Nici nu mai sunt în viață. Le au luat locul copiii și nepoților. Și studiindu-i longitudinal au tras concluzia asta, dacă ai, dacă ai relații de calitate, în care te simți acceptat, iubit și așa mai departe, și să simți conexiune, că ai oameni care le pasă de tine, chid că ești bolnav, dacă ai asta, ai un nivel de fericire percepută ridicat, de well-being, de înflorire. Tu îmi spui că secretul fericirii, Paul Olteanu, este studiat și aflat în condițiile astea e o perspectivă și cumva asta e și preocuparea mea și în podcast, să nu le dăm oamenilor rețete absolute, pentru că totuși și neuroștiința și studiul ăsta psihologic Evident. sunt niște domenii emergente, e vârful icebergului ce știm și acum. atunci epidemia asta în societate a atacat însăși... A atacat Exact lucrul ăsta care e în biologia noastră, eu, eu asta vreau să scot în evidență, că nu e un moft conexiunea socială. Momentele alea de la birou, când stăteam de vorbă la o cafea sau la un ceai sau la o țigară pe balcon și mai schimbam idei și ce mai face copilul și cum ți-ai petrecut weekendul. momentele alea nu erau bârfă sau lipsă de productivitate, cum le văd multe organizații. Momentele alea erau momente de conexiune umană pe care creierul nostru, cum să spun, nu numai care are nevoie de ele. Noi suntem în studiu de caz, din păcate, în cărțile de psihologie. Sunt o grămadă de referiri la ce s-a întâmplat în România în 90 cu valul de adopții. Când erau zeci de copii la un infirmier, la un îngrijitor în centrele de adopții, și au fost studiați longitudinal oamenii ăștia care au fost adoptați, și mulți dintre ei au def deficiențe cognitive majore, pentru că în perioada aia critică de dezvoltare, când e creierul extrem de plastic și apar niște achiziții de limbaj, de empatie și altele, n-au avut parte de conexiune socială, că nu, nu era un grijitor care să poată să ia contact cu copilul, să-l țină în brațe, să-i poată vorbi și să simtă lucrul ăsta foarte important, și anume atașament. Și atunci, sintetizând, pandemia ne-a lovit foarte puternic în două zone. Unu, conexiune socială, care e indiscutabil extrem de importantă, chit că te uiți neuroștiințific, chit că te uiți psihologic, chit că te uiți sociologic, toate drumurile duc la Roma nevoia de conexiune socială e extrem de importantă și doi, un alt lucru care e stresor universal, nu contează dacă ești bărbat, femeie, copil, adult, român, american, contează. Control. Creierul nostru iubește controlul și predictibilitatea. Avem mare nevoie să putem anticipa ce urmează să întâmple. Asta e și motivul de pildă pentru care oamenii când se simt stresați, să apucă să facă curat în casă sau să facă ceva mecanic și rutinier, pentru că elefantul, structurile astea subcorticale, în momentul în care trăiesc stres și anxietate, crește cortizolul, crește adrenalina, caută să focalizeze atenția pe ceva ce e în controlul tău. E, pandemia ne-a mai lovit și aici, că mărturisesc și pentru mine, în, cum să zic, rolul ăsta antreprenorial, dat fiindcă sunt parte din două organizații, am pornit două organizații, Băie, na sol, să nu știi, nu știu, când a început chestia asta în martie 2020, mie mi-au dispărut din calendar două luni de cursuri, așa, într-o săptămână au apărut două luni de anulări. Aveam noroc cumva că, ok, și dacă n-am fi lucrat două luni, nu închideam firma, dar faptul că nu știam o să lucrăm online, nu știu, facem pauză un an, incertitudinea e stresor universal. Și atunci, cumva, cred că astea au fost două lucruri care au fost apăsate negativ puternic, care sunt dăunătoare și care crez nivelul de stres universal și aș mai pun un al treilea pe masă pe care îl neglijăm și uite, dat fiindcă purtăm conversația asta în spațiu public, poate niște oameni pot lua și măsuri. Sportul, dragul meu. Faptul că noi nu ne mai mișcăm corpul, iar avem la școală o oră de sport pe săptămână, la care de multe ori facem fizică sau matematică, în mediul profesional foarte mulți oameni își mișcau corpul din parcare la birou și din birou la parcare sau maxim la o metrou și mergeau, dar chiar și asta era mai bine decât să mă mude pe scaunul unde stau la treabă, pe scaunul de la bucătărie și după aia pe canapea. E o regulă super simplă. Dacă ești mamifer și ne uităm la orice altă vietate cu arhitectură cerebrală similară cu a noastră, vezi că în momentul în care trăiesc stres, se mișcă de și noi când trăim stres câteodată într-o discuție telefonică, luăm telefonul și începem să ne plimbăm prin cameră. Sau sunt oameni care la discuții tensionate încep să bâțâie din picior, să facă așa din picior. De ce? Pentru că în momentul în care crește nivelul ăla de agitație interioară, cortizol, adrenalină, organismul nostru îi proiecta să se miște. E, faptul că noi trăim într-o societate, nu doar în România, în general, dar eu vorbesc de noi, în mod particular, din ce în ce mai sedentară, în care nu poți să ieși afară. Sălile s-au închis, eu mergeam la nod de două, trei ori pe săptămână înainte de chestia asta. Acum încerc să-mi găsesc alte mijloace. Uite, eu sunt acum la munte și am asta cu mine. O iau de acasă. De antrenament, da. Da, pentru că mișcarea, asta vreau să spun și în conversația noastră, nu e bună doar pentru corp, ăla e bonus. Mișcarea e bună în principal pentru cap, pentru că îi dă elefantului, structurilor ăstora subcorticale, le dă senzația că ai scăpat de amenințare. Există Paul Olteanu atunci pentru că acest interviu așa se conduce. Există vreo particularitate a societății românești pe care o observi în aceste zile? Am făcut ceva mai bine sau mai prost ca alții? Aș spune, eu o să încep cu ceva ce am făcut bine, zilele astea, și după aia o să vorbesc despre ceva ce cred că ne încurcă în general în societatea românească, fără legătură strict cu pandemia. Un lucru care cred că la noi s-a întâmplat foarte bine și vorbesc documentat. Nașii noștri, ai mei și ai Alexandrei, locuiesc în Paris și i-au povestit că ea e român, că el e francez, și povesteau că felul în care la noi s-au luat măsuri încă din martie anul trecut. Chit a fost așa mai abrupt și mai, cum să spun eu, intens, a dus totuși la o țară în care sistemul sanitar e semi-inexistent, în perspectivă instituțională, scapă cine poate la noi. Mi se pare că cu resursele date, felul în care oamenii care ne conduc au acționat a fost înțelept. Înțeleg frustrarea, înțeleg, cum spuneam, niciunui mamifer nu îi place să-i fie îngrădită libertate, e firesc. Să resimți niște frustrare că trebuie să porți mască, că nu mai poți să mergi afară când vrei sau că nu mai poți să trăiești vacanțe sau așa. Dar dat fiind ce s-a întâmplat în alte țări mai echipate decât la noi, unde măsurile n-au fost la fel de ferme, ăsta e un lucru pe care cred că l-au făcut foarte bine și mai e unul care se leagă iară de știința creierului. Faptul că comitetul ăla pentru situații de urgență și Iohannis plus Raed Arafat plus cine mai ieșeau la televizor în fiecare seară să povestească ce se întâmplă, Asta un lucru foarte liniștitor pentru psihicul nostru. Chit că noi avem o genă a cărcotelii pe care o cultivăm și în școală, că nu prea ne convine nimic. Dacă iau măsuri abrupte, nu e bine. Dacă nu le iau, nu e bine. Asta e parte din cultura noastră, să fim opoziționali. Dar faptul că în fiecare seară puteai să știi ce s-a întâmplat, câți oameni s-au mai îmbolnăvit, care e pasul următor, care sunt regulile, foarte liniștitor. Ne dădeau, exemplu, prietenii din Franța care spuneau, băi, Macron n-ai și la televizor o lună, nu știa nimeni nimic. Adică te informai așa, de la prieteni, de la vecin, tu ce ai auzit, tu ce s-a întâmplat. Deci felul în care am comunicat și fermitatea măsurilor, eu personal și din perspectiva disciplinei ăsteia în care lucrez, mi s-au părut bune. Unde cred că avem noi o problemă care are legătură foarte tare și cu cum suntem educați, e cu cum ne uităm la lucruri care nu ne plac sau care ne nemulțumesc. Și e. Da? Sunt două abordări pe care le poți vedea și într-un context școlar, de pildă. Dacă ai așteptarea de la un copil sau de la cineva să performeze și să spunem că a luat o notă mică, care la noi în țară înseamnă mai mică de 10 în general, și când copilul ăla ia nota mică, poți să-i spui asta în două feluri. Poți să-i spui, păi normal că ai luat șapte, că ești bătut în cap. De câte ori ți-am zis să înveți mai mult? Gigel cât a luat? Caz în care elefantul, structurile astea primitive care nu uită niciodată, asta odată ce învață ceva nu mai uită, și învață prin repetiție și asociere experiențe trăite care duc la plăcere sau durere. Ăsta ce învață e că dacă nu sunt perfect, efortul n-a contat, dacă n-a fost 10, degeaba am învățat de 8, că dacă nu e 10, eu nu primesc decât critică. Asta e dublat și de faptul că toate lucrările noastre veneau înapoi numai cu roșu. Când îți dădeai munca spre evaluare, venea înapoi doar ce poți să faci mai bine. Nu veneau jumate cu verde, cu apreciere. Băi, Paule, uite, asta se scrie cu cratimă, aici e ai greșit, vezi că să ai grijă pe viitor, dar uite, asta e o metaforă foarte bună, sau uite, e o perspectivă interesantă, ești un copil creativ. Cătălin, dacă duci asta la puterea a 12 ani de repetiție, clasa 1, clasa 12, zic doar atât, sau chiar și 8, din clasa 5, în clasa 12, noi ieșim din școală cu niște tipare de gândire și automatisme mentale și emoționale care ne predispun la următoarele. Când vedem o muncă făcută imperfect, apropo de Ministerul Sănătății și nu numai, în loc să încercăm să vedem parte ce au făcut bine, parte ce puteau să facă mai bine și să exprimăm ce puteau să facă mai bine constructiv. Adică vă mulțumim că ați fost fermi, mulțumim că ați comunicat cu noi în fiecare seară, nu ne-a plăcut foarte tare X sau Y, cât de complicat a fost să nu știu ce sau să nu știu cum. Care lasă spațiu de dialog și, cum să spun, folosim inteligența colectivă la a găsi soluții, la noi reflexul care, iară, e predat în școală, nimeni nu se naște așa, este să te uiți opozițional la munca altora și să-i desfințezi. Lucru care, -are, cum să spun, nu are decât cum să ducă la tensiune socială, la învrășbire, și gândește-te, eu mă pun de multe ori în pielea oamenilor care sunt în funcții de decizie executivă. Bă cum trebuie să fie în fiecare zi să te duci la birou, știind că indiferent ce o să faci, o să fii criticat. Trebuie să ai super reziliență psihologică și emoțională să te duci în fiecare zi, să ți faci treaba cât poți de bine, știind că indiferent ce o să faci, o să auzi doar ce ai făcut prost. Cum ar Iar zice asta politi... e ceva, cum ar zice Probabil. politicienii, să înghiți o broască în fiecare zi. Da. Da. Cam da. asta e. E adevărat în ce spui că niciodată nu le recunoaștem uh, calități unor oameni care au de luat decizii? Sau aproape niciodată? Și nu doar lor. Și nu doar lor. Că asta e, asta e partea dramatică în societatea noastră. că uh, Noi nu avem cumva reflexul ăsta al aprecierii și vreau să spun de ce e important că oamenilor poate li se pare băi, un moft să ofere apreciere, știe? Uh, uh, în companie și vorba asta, no news is good news. Dacă nu -ți zic nimic, e bine. Consideră că e bine. Deci, regula e foarte simplă. Noi avem structurile astea primitive. Toate mamiferele au patru nevoi. Safety, siguranță, status, statut. Toate mamiferele navighează ierarhii sociale. Caută să-și ridice statutul. Sex, da gene mai departe. Și self-reliance, autosuficiență. Să te descurci singur, autonomie. E, pe, pe pilonul ăsta cu statutul, să auzi în fiecare zi, chit că ești copil, cât a luat colegul, dar ce n-ai știu, dar dacă la poate tu de ce nu poți? Dacă ești angajat, să auzi, bă, te-am mai rugat de trei ori să nu mai vii la 9 și 10, de câte ori să-ți mai repet? La 9 începe programul. Dacă auzi asta în fiecare zi, chit că tu rațional înțelegi că 10 e mai bine decât 8 și că ora 9 e de fapt ora la care trebuie să intri, nu 9 și 10. Ce se eliberează în creier? Sunt cortizol, adrenalină, tensiune, stres, și efectul foarte nasol la chestia asta este că prima parte din creier care slăbește și pică în momentul în care trăiești stres intens și cronic din ăsta zilnic este cortexul prefrontal. E ce e exact în spatele frunții. Și la ce participă ăsta? La moralitate, la empatie, la a te gândi la omul de lângă tine, la capacitatea de a lua decizii complexe, cum ar fi hai să mai tolerez masca asta două săptămâni ca să pot. În vară să mă bucur de vacanță fără să trebuiască să, nu știu, stau în casă, că ne izolăm iar. Deci problema cu a nu oferi apreciere este că e ca și cum trăiești într-un mediu care e îmbibat cu hormon de stres, care face oamenii mai puțin empatici, mai puțin moral, mai puțin capabili de inhibiție, apropo de a, ne a nu respecta reguli sociale. Asta și chestia asta ar fi... Asta li se întâmplă Dar... tuturor, Paul Olteanu, nu? Adică... Tuturor, asta e partea interesantă, că e uni neuroștiința e universală. Creierul la noi hardunea ne aseamănă, deci creierul e la fel la toată lumea, educația, cultura ne diferențiază. Aha, iată, deci ajungem iarăși la, și vorbim cu tine, la vechea chestiune a educației. Dacă am primit un alt tip de educație și în România alte lucruri s-ar așeza la fel și nu doar. Și în, 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 zona asta a educației vreau să împărtășesc cu un gând. Noi o să avem și un episod în Mind Architect, ne propunem în sezonul următor pe tema asta. În educație sunt două elemente foarte importante și mă bucur, îți mulțumesc din suflet că am dus discuția în zona asta. Unui conținutul educației, adică eu în școală cu ce plec de acolo? Cu când a domniște Ștefan cel Mare, cu tabelul lui Mendeleev, cu Euclid, cu Eminescu, cu Blaga, unul unui conținutul pe care Cătălin cum să zic, frank vorbind, îl uităm realitatea e că un 90% din ce am învățat în termen de conținut dispare, mai ales că nu e folosit recurent ulterior. Și partea care rămâne și nu dispare, vine să zic niciodată, deși mă rog să poate recabla, dar are mult mai multă constanță, este partea de proces din actul educațional. Și acum dau un exemplu care ne afectează pe toți. Yeah. La noi în țară, nota pe care o luai, cea mai mică notă pe care o puteam lua la școală, era 1. Și unul ăsta să dădea dintre a 5-a încolo pentru copiat pe sub bancă din caiet care e într-adevăr furt și ar merita sancționat, dar să dădea și pentru suflat. Dacă tu erai bun la fizică, eu eram bun la chimie și eu îți suflanție la fizică și tu îmi suflai la chimie, luam unul amândoi. Corect vreau să explic ce se întâmplă în creierul unor copii care n-au încă cortexul pre prefrontal dezvoltat. Ăsta are discernământ, ăsta poate să înțeleagă nuanțe. Că ce sancționa, de fapt, doamna profesoară era lipsa de corectitudine. Ca să înțelegi asta, trebuie să ți se maturizeze călărețul și asta se maturizează pe măsuratele până spre 25 de ani. Dar noi începem să dăm unul pentru suflat din clasa 5-a. -a. Știi ce înțelege elefantul? Cel mai periculos lucru Sancționa cu cea mai mică notă din tot catalogul este să ajust pe cineva. Este să colaborezi. Pentru că ce trebuie să înțeleagă oamenii care ne ascultă e că cogniția noastră în primii ani de viață e, e foarte similară, o să sune cumva ciudat, dar așa e, cu unui câine, a unui alt mamifer. Noi învățăm foarte mult prin repetiție și asociere. Dacă mă sancționai când suflam, înseamnă că eu nu trebuie să-mi ajut colegi. Dacă atunci când veneam acasă, întrebarea era cât a luat colegul, înseamnă și existau sancțiuni dacă nu luam 10 sau dacă nu luam mai mult decât tine, ce înțelege elefantul e că eu nu sunt în siguranță decât dacă sunt pe locul întâi. Și la ce duce asta în viața adultă? La lipsă de colaborare, că noi de 30 de ani n-am fost în stare să cădem de acord pe 3-4 obiective comune, unde chit că ești USR, PNL, PSD, nu contează, să zici, bă, vrem toți străzi? Ave chit că ești, nu contează ce filozofie economică ai, ai nevoie de drumuri, da. Hai să facem și noi trei lucruri în comun. Deci e foarte greu să, să colaborezi pe 1, două, trei piste din astea, când din clasa a cincea, primul lucru pe care îl înveți e că e periculos să-ți ajungi colegii și că ești în siguranță când ești mai bine decât ei. Și, Cătălin, o, o singură idee vreau să dau cu oamenii, ori să zică, bă, băiatul ăsta, ok, spune niște lucruri, poate rezonezi cu ce spune, poate nu, dar ce facem? Știi cât de ușor să poți schimba asta? Trebuie să conștientizăm că partea asta primitivă, care odată ce învață, nu uită niciodată, învață prin repetiție și asociere. Și îți dau o speță super simplă. Dacă la școală am avea mai multe proiecte în care să ai evaluare pe echipă, pe grup, nu individuală, ai învăța elefantul că performanța individuală e bună, dar dacă nu reușim să rezolvăm problemele de grup, de cetate, degeaba ești campion. Când restul vaporului să scufundă. Deci, atât de simplu e. Să ai și, pro și proiecte sau exerciții de echipă. Cine a ascultat interviul acesta, duminica, la Europa FM, știe că eu și invitații mei ne au întors deseori la această concluzie, și anume la individualismul, care este principala trăsătură caracteristică a românului și a societății românești. Îți mulțumesc, Paul, Teanu, că mi-ai arătat cum se construiește, adică tu, având niște instrumente la îndemână pe care eu nu le am profesional, mi-ai arătat și care este drumul ajungând la această concluzie. Dar dăm voi acum să-ți ofer o speță. Și aici, eu am spus așa, de multe ori, Guvernul României, autoritățile din România, au nevoie de ajutorul unor specialiști ca să rezolve niște probleme complicate. Cum mai face tu, Paul Olteanu, ca cât mai multă lume din România să se vaccineze? Păi, uite, chiar vorbeam cu doi amici cu care sunt prezent aici la munte. Eu cred în treaba asta, conexiunea socială, și am evadat câteva zile cu cei mai apropiați, cu, cu doi din cei mai apropiați trei prieteni. Și vorbeam despre asta chiar șase Și Uite, vreau să dau o perspectivă care e ancorată în neuroștiință și în psihologie, care răspunde la întrebarea asta. Ca să convingi oamenii să facă ceva, chit că vorbim de un copil, chit că vorbim de un popor sau de un adult nu contează, trebuie să poți să legi ce vrei să facă vietatea respectivă de ceva de care vietății ia să-i pese deja. Mai zic o dată. Deci nu trebuie să încerci să-i faci pe oameni să le pese de binele colectiv și așa mai departe dacă n-au reflexele astea instalate sau dacă din contră au fost dezinstalate sistematic timp de 8 ani. Ce trebuie să fac eu stat e să leg vaccinarea de ceva de care oamenilor le pasă deja și mai o componentă, să o fac cât se poate de accesibilă. Că e interesant că de când există astea non-stop mobile, piața Constituției și așa mai departe, a crescut numărul. Semnificativ că dacă e ușor, elefantul vrea. Elefantul vrea când e ușor, pentru că creierul nostru e proiectat să consume puțină energie. E, dacă face accesul la nunți, botezuri, meciuri de fotbal și alte lucruri unde noi avem multă investiție emoțională în astea, ni le dorim condiționat de a fi vaccinat, o să vezi că o să vaccineze toată lumea instantaneu. Dacă vaccinul ăsta nu produce rezultate benefice emoționale, că adică eu nu simt că mi-aduce vreo plus valoare, mai ales dacă consider că virusul e făcut în laborator, vrea să ne cipeze Bill Gates sau mai știu eu cine, evident că nu o să mă duc să fac asta, dar dacă poți să legi ce vrei tu stat ca eu să fac de ceva de care mie îmi pasă deja și preferabil nu coercitiv, ci de tip recompensă. Bă, dacă ai vaccin făcut, poți să te stai la restaurant în interior, poți asta, să mergi în parc, poți asta să... Asta este tocmai ceea ce statul român nu face. Eu am o explicație politică aici, pentru că e o masă mare de oameni care încă se gândește sau nu vrea să se vaccineze. Statul nu vrea să folosească acest instrument și președintele, și premierul, și miniștrii se folosesc, se feresc de folosirea acestui instrument. Adică n-a venit nimeni să spună, știți ce, dacă aveți patalamaua la în mână, puteți să vă duceți câți vreți la meciuri, puteți să stați în restaurante, ci din au spus, noi, noi am vrea să nu discriminăm. Ori aici alergi... Ceea ce e, între butoanele astea emoționale, sensibile, universale, corectitudinea e unul dintre ele. Iar noi suntem foarte, cum să zic, iuți, la grevă, la protest, la... adică noi avem butonul ăsta corectitudinea foarte sensibil. Eu ce vreau să scot în evidență e care e principiul ăsta neuroștiințific sau psihologic din spate. Dacă vrei să-ți convingi copilul să se spele pe dinți, să-i dai argumente din registru tată, dacă nu te speli pe dinți peste 10 ani, o să scadă dinți, o să ai probleme, nu e ceva mobilizator. Că dacă eu n-am trăit o durere de măsea până la vârsta la care tata îmi dă argumentul ăsta, eu n-am cum să simt că activitatea aia, mie mi ce vreun mare plus valoare. Dacă, în schimb, tata mă observă, vede că îmi place de, nu știu, Ștefania de la școală și îmi spune, Paul, spală dinții să te placă Ștefania, să fie alb și frumos și să miroasă respirația frumos sau vezi că dacă nu faci asta, or să râdă de tine când, nu știu, răsufli către ei. Aici ai legat ce vrei să fac, tu pe dinți, oricât de prost e exemplu meu sau simplist, de ceva de care mie copil îmi pasă emoțional deja. Și atunci, eu, dacă aș fi într-o funcție de decizie, eu m-aș uita mă, la populația mea. Care sunt niște motivații pe care eu le pot vedea cu ochiul liber ca fiind intense pentru oameni? Că văd că se revoltă când n-au parte de ele, că văd că practică lucrurile alea sau că le e dor să le practice, hai să le facilitez accesul la lucrurile respective dacă acceptă să se imunizeze, pe cât de mult oferă imunitate sau protecție un vaccin. Iar asta e valabil în orice. Eu, dacă aș fi guvernul României sau autoritatea în România, i-aș propune la un moment dat lui Paul Olteanu sau multor oameni că nu ești singurul care face chestiunea asta, probabil ești cel mai cunoscut dintre ei care stăpânește aceste elemente, dar ai și tu colegi de breaslă ca toată lumea. O grămadă. Să sigur. explice uh, aceste mecanisme. Adică, de ce n-ar fi asta un proiect ca la un moment dat oameni calificați în psihologie, traineri, oameni calificați în a umbla cu aceste mecanisme neuronale, să le explice profesorilor ce au de făcut în materie de educație. Sau ce zi... bine că spui asta. Noi cumva, eu, eu, zic asta oriunde am ocazia, mai ales în spațiu public, deci noi ce ne propunem la Mind Architect e următorul lucru. Noi avem feedback deja de la diriginți, învățători și profesori care ascultă benevol podcastul, fără să invite nimeni, că îl pun la orele de dirigenție și vorbesc despre lucrurile pe care noi le vorbim acolo cu copiii după aia. Uite, de ce încrederea să câștigă greu și să pierde ușor? Uite de ce oamenii uită ce le spui, dar nu uită cum ei făcut să simtă. Lucruri pe care le vorbim în podcast. Neuroștiința învățării, care sunt etapele în învățare. Ce ne dorim și, cum să spun, lansez invitația asta și public, noi ne-am dorit să facem un kit al dirigintelui. Gratuit, nu costă pe nimeni nimic. Luăm episoadele de podcast, podcast, că există deja ore de înregistrare, multe zeci de ore de înregistrări, le curatorizăm, alegem cele mai relevante uh, episoade pentru educație, cum funcționează memoria, cum funcționează hormonii, arhitectură cerebrală, butoane emoționale sensibile, gestiunea stresului, apropo de examene și presiune, împreună cu un mic manual unde să le dăm diriginților ce fel de întrebări poți să pui copiilor, cum poți să ghidezi o lecție pe tema asta și am vrea să ajungă asta gratuit la toți diriginții și profesorii din România care au curiozitate. Deci e mult mai simplu să duci informația asta la ei decât ne-am imaginat. Nu trebuie să apară o disciplină nouă în școli, nu trebuie să da. avem întâlniri fizice. Asta e frumusețea lumii în care trăim, că învățarea acum poate să se întâmple și aici. Și toți copiii au așa ceva. Noi ne scriu copii pe Instagram și pe alte rețele de socializare care au spus, băi, m-a ajutat podcastul ăsta să îmi gestionez stresul mai bine la anumite lucrări sau examene. Sau ne scriu părinți care spun, băi, acum am înțeles și eu mai multe despre de ce nu e bine să operez cu credințe pe care le-am moștenit, că unde dă tata crește sau că bătaia e ruptă din rai sau că eu te-am făcut, eu te omor. Adică E deja o ipoteză, știe e ca, ca în business. E un MVP funcțional, un minimum viable product. Ne e clar că oamenii au nevoie de așa ceva, trebuie doar să facilităm un pic asta instituțional. Știi că interviurile astea, Paul Olteanu, noi vorbim de aproape o oră, dar e fascinant întotdeauna să te ascult și revin la ce spuneam. Interviurile astea se termină, că la un moment dat se termină, cu aceleași două întrebări. Eu acum... În mod evident, stând de vorbă cu tine și după ani de zile de, de interviuri, chiar îți spuneam înainte de a începe ediția asta, că... că aproape 30 la mijloc, îmi dau seama că prezența ta în spațiu public și faptul că noi facem acest interviu este o dovadă de progres a României. Adică. Absolut. Și, și Cătălin. Trebuie să spun asta. Eu nu-mi imaginam când Tudor, Dorin și Anca au zis, Paul, hai să facem un podcast despre neuroștiință, colegii cu care am început proiectul. Eu mi-am imaginat, spun sincer și franco o să-l asculte participanții de la cursurile mele, care în 13 ani de când fac eu training, nu știu, erau niște mii sau poate, hai, peste 10 mii, câți ori fi fost. Faptul că a ajuns cea mai ascultată emisiune audio, cât o mai fi, că... Na, din România, deci că e numărul unu în Spotify și în iTunes la momentul la care noi înregistrăm, pentru mine, dincolo de orice bucurie personală sau ego sau altceva, este o bucurie că în țara asta, de la oameni de 84 de ani, bunici, până la tineri de 14-15 ani, ascult așa ceva, mie mi se pare că asta e dovada, că schimbarea e posibilă, trebuie doar să o facem accesibilă în română, ce vorbim noi în engleză sunt o grămadă de oameni mult mai competenți decât sunt eu care vorbesc despre asta, dar să o facem accesibil în română și să o facem cătălin relevantă emoțional, pentru că ce a adus succes podcastului ului sau genului ăsta de conversație e că oamenii pot empatiza cu exemplele, poate să spună, păi și eu simt mai multă anxietate de când e pandemia asta, hai că acum am înțeles că sunt trei pârghi, asta cu conexiunea socială, cu lipsa de control și cu lipsa de mișcare. Atât. Dacă o face accesibilă și relevantă emoțional, e în biologia noastră să vrem să învățăm așa ceva. Ultimile două întrebări, astea cu care terminăm, Paul Olteanu, și care sunt aceleași pentru toți invitații. Speranța mea, explic de fiecare dată, de ce le pun pe astea, este ca peste 10 ani să fac un film în care să vă pun pe toți. Că și de acum să adună câteva zeci sure. de oameni să ne studiem pe noi răspunsurile sigur, pe noi și răspunsurile noastre sigur că majoritatea sunt optimiste dar uh, sunt și interesante în aceeași mm -hmm. măsură Așadar Paul Olteanu cum va fi România peste 10 ani <laughs> deci Nu știu cum să încep să răspund la chestia asta eu uh, cred că depinde foarte tare pe ce ne vom focaliza atenția eu cred că România poate să fie în 10 ani o țară în care să-ți placă să trăiești, să simți că ești respectat și să simți că ți-e bine. Sau, asta e un scenariu, dacă ne focalizăm atenția pe altceva decât cât a luat colegul și ce n-ai știut. Sau, poate să fie o țară în care diferența între oameni e din ce în ce mai mare, duce la din ce în ce mai multă frustrare, din ce în ce mai mult protest și tensiune. Și eu aș spune Că știi cam povestea aia cu cei doi lupi. Că în fiecare dintre noi există un lup negru care e populat de mânie, furie, frustrare, invidie, ură, gelozie și așa mai departe, care face parte din noi. Și un lup alb care e populat de compasiune, blândețe, bunătate, empatie, curiozitate, deschidere și așa mai departe. Și în povestea asta cu nepotul care îl întreabă pe bunic, bunicul îi spune că lupește să luptă în fiecare dintre noi tot timpul, după ce bunicul își termină povestea, nepotul întreabă pe bunic. Păi, bunicul e ok, și care dintre ei câștigă până la urmă? E ca în Star Wars, așa, The Dark Side și The Light. Și bunicul răspunde foarte frumos, ăla pe care îl hrănești. Eu cred că România în 10 ani va arăta fie foarte luminos, cu argumentele pe care le-am adus de la deschiderea oamenilor că a să înțelege mai bine și a se cunoaște mai bine sau foarte întunecat și contează ce Românie vrem să hrănim. Dar în 25 de ani. În 25 de ani, eu autentic cred că nimeni nu poate să-și imagineze cum va arăta lumea, nu doar România, în intervalul ăsta de timp, și uite, o să trișez un pic, o să mă leg de întrebarea asta, și o să spun că mie mi se pare că o trăsătură îngrijorător de neglijată. În felul în care văd eu că să produc trans, schimb, schimbările de generație, dacă te uiți la generația Z, 95, oameni, copii, oameni născuți după 95 încolo, o, o chestie care lipsește, și mi se pare că te îngrijorător că lipsește pentru, și pentru societatea românească, dar în general, este capacitatea de a tolera frustrare. Mie mi se pare că o trăsătură care e foarte importantă când vrei să schimbi un om sau o țară, e să poți să tragi perioade mai lungi de timp până când vine gratificarea, până când vine recompensa. Dacă ești digital native și te-ai născut cu chestia asta în mână, pe măsuratele, asta ți afectează sistemul de recompensă. Faptul că oricând ai dat swipe left, swipe right, îți apar lucruri noi care îți dau dopamină, te fac să nu mai ai răbdare. Eu mi-aduc aminte când eram copil, trebuia să aștepți o oră ca să vezi, ăsta o oră, o săptămână ca să vezi continuarea unei emisiuni la televizor. Trebuia să înduri publicitatea. Trebuia să uh, tolerezi momente de frustrare când nu puteai să primești direct ce vrei. E, chestiile astea ne modifică la propriu creierul. Și într-o lume în care sunt foarte mulți nativi digitali, unde tehnologia îți modifică toleranța la stres în jos, pe măsuratele, în 25 de ani, cea mai mare frică mea legată de România și nu numai este că nu o să mai avem capacitatea să tolerăm frustrare și să avem reziliența de a trage perioade lungi de timp la obiective care ne afectează ca cetate, gen încălzire globală, gen diferența asta din ce în ce mai mare între clase, care nu se rezolvă nici peste noapte și nici nu se rezolvă de mici grupulețe. E o problemă foarte mare. Asta e principala mea preocupare pentru 25 de ani. Altfel, dacă reușim să tragem cu perseverență și cu o doză de rezistență la obiectivele astea, noi deja trăim în cea mai pașnică, prosperă, longevivă și sănătoasă perioadă din istoria omenirii. Cu date în spate. The future's bright, cum era reclama, e bine unde ne îndreptăm, trebuie doar să nu uităm să cultivăm niște abilități sau trăsături care altor generațiile veneau natural, era firesc să muncești o grămadă de ani până când într-un final poți să te bucuri de rodul muncii tale, creierul din palmă, că ăsta a devenit parte din cum gândim, întinde mâna după el fără să mai fie un gând conștient, are efectul să scadă foarte tare toleranța la frustrare și pentru mine E o temă de interes și de preocupare să construim generații care vor putea, cu toate resursele astea noi pe care le avem, să tolereze efort și frustrare în slujba unor obiective care să ne facă bine și ca țară, dar și ca planetă. Mulțumesc mult, Paul. A fost o uh, mare plăcere să vorbesc cu tine. Și uh, ce să zic spor la treabă. Îți mulțumesc tare mult. Eu o să uh, închei cu gândul pe care îl transmit și la finalul episoadelor din Mind Architect. Le doresc ascultătorilor călăresc puternic și elefant înțelept. Interviul de 10 cu Cătălin Striblea, la Europa FM.